RC, se apropie o formă de vehicul. Decepticon? Mama! Din nou? Se îngrijorează. Bună, scumpule! Hei! Am terminat ura mai devreme la spital și m-am gândit să trec pe aici. Mă bucur să te văd din nou, doctore. Arcee? Și? Unde e Optimus? Într-o misiune de cercetare cu Bumblebee. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Și eu, care mi-am pus tocuri și m-am aranjat. Mamă! Ciudat! Ăsta e un flux magnetic extrem de neobișnuit pentru orice planetă. Recunosc semnătura asta magnetică, Soundwave. Și ar fi mare păcat ca o invenție a decepticonilor, așa ca asta, să fie folosită împotriva noastră. O să pun arma în siguranță, stăpâne. Breakdown? Dacă niște simpli oameni au putut să te întreacă, ce șansă mai ai împotriva autoboților? Permite-mi să-mi răscumpăr greșeala, stăpâne. Ceea ce am pierdut îmi aduce mereu aminte că nu mai am voie să te dezamăgesc niciodată. Transformers Prime. Atracție metalică. Ai simțit viteza la ultima curbă? Bulkhead e un animal! Ții minte când ăsta era un loc secret? Stați liniștită, doamna Darby. Aveam centura pusă. Sunt sigură că așa este, Rafael. Bună, Mico! Cum merge școala? De ce? Ce-ați auzit? Hai să facem asta, Jack! Dar abia am ajuns aici! Am adus sandvișuri! Mamă! Chiar trebuie să ajut pe Arcee să-și testeze nou sistem de urmărire! Bine, dar să fii atent! Nu-i nimic la ce să avem grijă! E un control de rutină! E sigură că ai nevoie de Jack? Bulkhead, am nevoie de tine pentru investigarea unei perturbații magnetice. Vin și eu! Wow! Te-ai cu minte, Mico. De ce nu mergi și tu cu el? Cineva consideră că e periculos. Dar pentru Jack nu e periculos să meargă cu Arcee? Mamă, e complet diferit. Cum? Mama știe mai bine, Jack. Așteaptă-mă, Bulkhead. Vin cu tine. Ce? Păi... Dar ce-am spus? Asta e. Pentru mine nu trebuia. Nici nu era. Am auzit zvonuri despre un Decepticon vagabond. Ce ai zice să-ți leg picioarele și să te trăiesc înăuntru? Genul primitiv. Nu prea mai prin subtilitățile, nu? Nici tu nu prea mai arăți bine.
A fost o înmormântare splendidă. Pardon, nu te prea înțeleg. Nu o lua așa de personal, Arcee. Mama lui Jack e doar protectoare. Păi, eu i-am protejat fiul luni de zile și ea habar n-avea. Se trezește brusc la realitate, iar eu nu mai sunt destul. Fără glumă! Nu putem să-i interzicem să vină la bază? Mico, cum ai... Am nevoie de Ground Bridge. Stai! Nu mă trimite înapoi la elicopter! Doar că mi-e dor de cum era înainte. Șterge asta, Ratchet. Suntem în recunoaștere. E în siguranță cu noi. Drăguț! Dă-i tare piesa 7, Bulk! Piesa 7? Nu crezi că e un pic cam tare pentru o misiune? Oh. Un cercetaș ar trebui să fie tăcut ca un mort. Ce? Tăcut ca un mort înseamnă ceva complet diferit pe pământ. Bulk, să înceapă misiunea de recunoaștere. Întotdeauna conduc eu. Știu eu, dar lui Mico îi place să stea în față ca să vadă mai bine. Indiferent unde mă duc, sunt a treia roată. Se pare că fluxul magnetic al lui Ratchet vine de la... Arachnid. Și Breakdown, dușmanii voștri cei mai mari și se fac piure unul pe altul. Pentru asta. Sursa perturbației magnetice. În regulă, care-i planul? Mico, nu te mișca. Serios. Arcee! Și iată, ai adus un alt partener pe care să-l spintec. Ăsta e Bulkhead. Cine te-a întrebat? Lansează-mă! Nu! E a mea! Ai grijă la... Am văzut! Wow! Sunt foarte buni împreună! Ha, poza de final de album! Ha! Mulțumesc. Știi măcar la ce folosește? Nu e o jucărie. Ce face butonul ăsta?
O să-i placă la nebunie lui Megatron. Bulkhead! Scapă Decepticonii! Hei, telefonul meu! S-a blocat! Unde-i Arsi? Ia-o de nevastă! Sunt fix în spatele tău. Unde? Să zicem că îți păzește spatele. Fierării. Aici, Breakdown. Am nevoie de ground. Ați fost magnetizați? Împreună? Sunt inseparabili. Și dispozitivul care a făcut asta e în drum spre Megatron. O mânușă polarizantă. O creație aparent simplă, dar diabolică. Spune-mi doar cum ne putem despărți, Ratchet. Ar putea fi doar o încărcătură magnetică reziduală care vă alimentează atracția. Nu sunt atrași unul de altul? Dar mă tem că recuperarea mânușii e cea mai sigură soluție pentru a inversa efectul. Odată ce Megatron pune mâna pe mânușă... Cu siguranță nu va folosi doar să pună bilețele și poze de familie pe frigider. Jack, nu înțeleg. Doamnă, noi suntem făcuți din aliaj de metal. Dacă Megatron câștigă meciul printr-o singură apăsare de buton, s-ar putea să nu-i mai putem face nimic. Câmp de forță instantanee. Și mai rău, ar putea să facă din noi un Mulder de fiare vechi. Vestea bună e că mănușa n-a ajuns departe. Aș recomanda cu tărie urmărirea. Putem să ajungem mai repede pe roți. Wow, 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 wow. Și să mă rupi în două? Corect. Drăguț! O să conduc eu. Nu de data asta, puștoaicu. Ce? Dar ai zis? A fost în recunoaștere. Ăsta e război. N-am de gând să-ți risc viața doar ca să-ți atingi tu cota zilnică de adrenalină. Ratchet, Mico pleacă acasă. Vine acum. Și zici că mama lui Jack e rea? Vorbește exact ca ea. Ăsta e un lucru așa de rău? Păi, mă duc puțin dincolo. Se potrivește. Vezi tu, o fată nu are niciodată destule accesorii. Ai fost un Decepticon cândva. Putem să ducem premiul lui Megatron împreună. Și să mă întorc în clubul ăla pentru băieți? M-am luptat să fiu pe cont propriu pentru că nu-mi place să împart. Cu asta o să obțin victoria supremă împotriva autoboților și Decepticonilor. N-am avut niciodată ochi la spate până acum sau arme care să-mi apere spatele. Iar tu te alegi cu o apărătoare încorporată. Bulkhead, tu nu crezi că eu vorbesc la fel ca John, nu? E exagerat de protectoare. Eu sunt doar protectoare. Complet diferit. Mănușa e aproape. Presupun că Arsi nu e foarte în spate. Se poate spune și așa. Ridică mâinile imediat și întoarce-te. Cum spui tu. Oh!
știți, un mușchiuleț? Doar pentru că îl urăsc pe Bulkhead mai mult decât pe tine. Bulkhead, nu te mai mișca atât! Scuze! Te ajut? Nu, e a mea! Doi autoboți. O lovitură. Bulk, jos! Bulkhead, ridică-te! Prins ca un gândac. Sigur, aș putea să mă gândesc la o soluție permanentă pentru situația voastră. Sigur, aș putea să mă gândesc la o soluție permanentă pentru situația voastră. Eu iau partea de sus. Sunt liberă! Dansezi? Nu ești genul meu. Fierării. Hai să-i lăsăm pe băieți singuri. Asta ar fi setare apropiat și personal. O mână legată. Încă 5 libere. Calitate, nu cantitate. Extremele nu se atrag. Nu putem atinge metale. Suntem polarizați. Întotdeauna deasupra celorlalți. Bulkhead! Mănușa! Să terminăm odată. Și să riscăm să devenim gemeni iar? Suvenir, dar... Nu recomandăm utilizarea în interior. Ah, își completează reciproc până și vorbele. Mico, uite de la asta, cicatrici noi. Arsi, hei! Lasă-i pe adult să vorbească. Arsi, cred că îți datorez niște scuze. Chiar? Îmi fac griji, mai ales când simt că nu mai pot controla lucrurile. Ceea ce se întâmplă cam mereu. Jack și cu mine am fost mereu apropiați, mai ales după ce a plecat tatălui. Și cred că e greu să accepți că lucrurile se schimbă. Adică știam eu că așa va fi, dar nu ești chiar genul de fată pe care credeam că o să mă lase Jack. Cred că am fost cu toții puțin vinovați pentru că ne-am agățat prea mult de cum erau lucrurile. Breakdown! Îndrăznești să te întorci cu mâna goală? Nu, stăpâne. Arahnid, a trecut ceva timp. Stăpâne Megatron, ce pot să spun? Mă bucur că m-am întors.